Luni dimineață, la Spitalul Județean de Urgență Pitești a avut loc o conferință de presă la care au participat reprezentanții ai Spitalului și ai Consiliului Județean Argeș. Aceștia au anunțat că angiograful, cel care a salvat sute de vieți, nu mai funcționează. Aparatul s-a defectat la sfârșitul lunii iulie, iar pacienții cu infarct miocardic sunt trimiși la București. Conducerea Consiliului Județean dă vina pe instituția prefectului, care a blocat hotărârea de Consiliu numărul 199 din 27 iulie 2024, prin care se alocau bani spitalelor din județul Argeș. Lipsa de bani a dus și la întârzieri în repararea angiografului de la Spitalul Județean de Urgență Pitești. Am avut astăzi dimineață o discuție cu Oțu și la indicațiile dânsului am apelat la cunoștințe, parteneri din țară care pot să ne furnizeze un echipament care să înlocuiască acest sistem hemodinamic. Mi-au promis că în cursul zilei de astăzi, cel târziu mine, acest monitor va ajunge la noi și sperăm că el să corespundă cu tot ce avem noi aici. Din datele tehnice, lucrul acesta se va întâmpla, dar până nu-l vedem că funcționează, nu putem spune nimic și atunci activitatea ar putea să se rea. Care este consecința defectării angiografului, ne spune medicul primar cardiolog Elvis Boțu. Sistemul care monitorizează activitatea cordului și sunt niște măsurături invazive, fără de care nu putem efectua proceduri. Se monitorizează în timp real activitatea cordului, curba de presiune și alte caracteristici care sunt extrem de utile și fără de care nu putem funcționa, fără de care viața pacientului ar fi întărită. Asta s-a întâmplat plus, noi am făcut toate, ca să zic așa, toate eforturile ca să științăm pe ce care ne pot ajuta, respectiv managementul și Consiliul Județean, și s-a demarat acest proiect de achiziție al noului sistem hemodinamic. Sistemul nu mai poate fi reparat, am încercat cei de la Philips, de la firma care se ocupă cu servisarea, am încercat tot ce se poate, nu se mai poate repara, deci trebuie schimbat. Din păcate, cel mai rău lucru este că principalii perdanți în această ecuație sunt pacienți. Și sunt, din păcate, pacienții cu cel mai greu de suferit, pacienții cu infarct miocardic acut. Da? După cum probabil că se știe de, cred că sunt 6-7 ani, dacă nu și mai mult, de când la nivelul angiografic, la nivelul spitalului județean, se desfășoară programul de infarct miocardic acut. Și se desfășoară 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Adică niciun infarct miocardic nu mai este trimis la București. Deci este foarte important ca pacienții cu infarct miocardic să primească tratament cât mai repede, fiindcă orice minut pentru pacient este cu risc de deces, în primul rând, orice minut este. Și iarăși alte riscuri sunt că se pierde miocard, se pierde mușchi al inimii, orice întârziere. Acum pacienții cu infarct miocardic acut de o săptămână sunt direcționați către București, adică am revenit cumva la situația dinainte de a fi noi program de infarct miocardic acut, în situația de a trata acești pacienți foarte grav, cu risc mare de mortalitate. Lipsa unui astfel de aparat medical întârzie tratarea bolnavilor care trebuie să facă drumul până la București, iar pentru mulți dintre ei această deplasare poate fi fatală. Practic s-a ajuns la acea perioadă de dinainte de a avea un angiograf la Pitești.